aplauze furtunoase pentru Sorin Pârcălav. Sunt Sorin Pârcălav și am venit să-i fac rostul Vio. Vio care este prietenul meu cel mai bun. Cel mai bun prieten. Ne știm de foarte mult timp, nu știu, de vreo, cred că 12-13 ani, cam așa. Ne-am apropiat de foarte repede când ne-am cunoscut și am rămas prieteni. Sorin Pârcălav, doamnelor și domnilor! Ce tare, ce drăguț! 2009 ne-am întâlnit pentru că un tip de la Brașov a pus spectacol cu ei, în aceeași zi în care a pus spectacol cu noi. Și noi am făcut show și ei au venit, dar credeau că au ei show, dar nu au avut și au stat la noi la show. Și cumva acolo ne-am cunoscut și în 2011 m-am mutat eu în București și am ajuns să ne împrietenim cumva mai bine. Mă simt ca un președinte aici, stând. Salut, sunteți foarte frumoși. Mulțumim. La fel. Eu am venit că trebuie să fac rostul lui Vio. Hai să vezi acum. Vio, Ești prea leneș, da. Și ești prea cu minte ca să poți să găsești lucruri despre care putem să râdem și să ne distrăm. Vio este unul dintre cei mai înțelepți comedianți. El are tot timpul vorbele la el. Vorbe precum, da, da, ce tare, ce bun e asta, băiatule, sau ce prost ești. Dar vorba care bucură oamenii cel mai mult rămâne atât din partea mea, urmează Teo. Îl cheamă Viorel sau Viol-el, cum îi zice Shelly după ce s-au cunoscut. Intim. Forțat. Viorel e un nume pe care nu poți să-l strigi în timpul sexului. Pentru că s-aduce aminte de un unchi. E un nume mai potrivit, da, pentru un antreprenor rural. Care are scris pe casă la Viorel SRL. După 17 ani de comedie, Viorel este cunoscut ca lunganul la care prezintă una scurtă. Are și un credit ca actor în filmul Website Story și încă un credit de nevoi personale. Până să fie comediant, Vio a studiat la ASE, a intrat foarte greu, pentru că a întârziat când nu l-a lăsat să intre cu sacoșa cu găini adusă de la Buzău. Asta, da, dacă Vio are, Vio are un super creier, a terminat ASE într-o săptămână. Atâta i-a luat să-și dea seama că n-are nicio șansă acolo. La ASE au fost și fete care au vrut să facă sex cu alții, dar și fete care au vrut să facă sex nu cu el. Nu cu el. Când m-au sunat să-mi zică că trebuie să vin în seara asta, am rămas un pic mirat pentru că Vio mi-a zis că are de cules struguri. Dacă miroase a mustii de la picioarele lui. Nu știu dacă... Dacă nu știți, Vio are un brand de vinuri numit Lejereanu. Un vin foarte bun, merge cu cola. Se alintă pe internet ca patronaș. La fel face și acasă. A venit tătuțul. La show are niște glumițe. La Lejereanu îl are ca asociat pe Dan Frânculescu. La fel și vinul lor e asociat cu durerile de cap. Scuze. E mai mult asociat cu durerile de genunchi pentru că stai în genunchi când îl vomiți. Vinul nu-i chiar rău. Mulți consumatori îl preferă șpriț pentru că le place să doarmă în șanț. Vio a devenit pasionat și de Adidas sau papuci cu șireturi, cum le zicea când era în Buzău. Eu împreună cu Vio avem o firmă de hanorace și avem și o firmă de încălțări care se cheamă... Pe bune și încălțări? Da. Da? Da, o să-ți pun în pauză. Dar alții ca să fie șogori dau la aceeași femeie. Noi ca să fim șogori afaceri împreună. Deci... Asta e foarte bună. Deși nu e bețiv, face vinuri. Deși nu e stilat, face haine și încălțări. Am auzit că vrea să apuce și de filme porno. Îi place atât de mult să conducă încât ar fi vrut să se angajeze ca șofer de... Dar e frică să nu-l recunoască lumea și să-i strice mai mult imaginea lui Costel.
Vio pare genul de om care merge cu unghiera la el în City Break. Voi îl mai știți pe Vio fără barbă? Da. Acest Kelemen fără humor? Vio și-a lăsat barbă ca să știe unde să termină pieptul și începe gâtul. Barba îl face așa, îi dă un aer distins de domn de la țară. Despre Vio se știe că nu se prea pricepe să facă lucruri, pentru că odată a vrut să facă o și a ieșit o familie. Oh my God! Au! Cum a fost asta, tată? Vio e căsătorit și își iubește soția, atâta știm că atât are voie să zică. Dar el fiind din Buzău s-a făcut covrig în viața ei. Mai nou s-a apucat de box. Ai zice că are nevoie de niște panciuri, dar nu, s-a dus la box din cauza soției. Nu merge acolo să învețe să dea, merge acolo să învețe să încaseze, pentru că soția lui e din Vaslui. Vio e super bun la pat, ca noptieră și uneori ca white noise. Vio nu, el face chiki-chiki cu puțica. Vio e foarte bun la pat, dacă nu trebuie să deschidă sau să închidă el. Ce tare, da, foarte tare. Vio e foarte versat cu femeile. Vorba aia, dacă râde pe jumătate, dar la Vio e un mare dacă și un mic parcă. Lui Vio îi place foarte mult să se uite după femei. Sau cum ar zice el, am și pasta, bă. Cam atât din partea mea, Vio, am venit aici pentru că... Surpriză așa drăguță. Mersi mult. Foarte tare. Da. Doamnelor și domnilor, aplauze puternice pentru Nathan Ticu. Hai, mă, Nathan Ticu! Mă știu cu Vio de 10 ani, să zic așa, dar mai apropiați am devenit, cred că, în urmă cu vreo 6-7 ani. Am fost și în turnee împreună, am râs, am plâns împreună. Deci ai material pentru voi? Am. Cum? De altfel, ce căutam aici? Ia bani! Ia uite! O baletă! Spune, turtleneck. Nu mai cioc. Stai, mătușa lui Nathan. Unde e ciocul? L-am vândut. Bună seara. Bună seara. Este un prieten foarte bun, pot să spun asta. Chiar urmează să mergem în vacanță împreună. Da. Și pe barcă, unde stăm numai noi. Deci am mari șanse să nu mă mai întorc după rostul ăsta. Vio, sunt convins că nu te surprinde că sunt aici, că... Na, tu știi, doar un terminat putea să facă roast unui alt terminat. Mă amuză lucrurile astea. Vio și-a început cariera în stand-up făcând parte din trupa Deco, care mai târziu a devenit formula Teo, Vio și Costel. Bravo! Bravo lor! Ca să înțelegeți cum era Vio și cum e Vio pentru această formulă, prin comparație, dacă ar fi fost o trupă antiteror sau mascații, cum spun românii, Vio ar fi fost berbecul, pentru că el întotdeauna deschide. Da, bun! Hai mă, că... Aplaude! Bravo, aplaude! Și ele și cu zodiile. Berbec! Dacă Vio ar fi făcut parte din povestea Harap Alb, el ar fi fost Mârțoaga. În Albă ca Zăpada, el ar fi fost Mutulică. Dacă ar fi fost formula asta Horia, Cloșca și Crișan, el ar fi fost Roata. Iar în Capra cu Trăiezi, evident, capra, nu animalul. Ca să înțeleagă toată lumea, cariera lui seamănă cu fotografia. În sensul că fotografia a fost inventată în 1839, dar abia după 100 de ani s-a zâmbit pentru prima dată în fotografie. Excelent. Vio face stand-up de 18 ani. Foarte bun. Vio este singurul amator care a devenit profesionist prin alianță. Dar Vio, tu ești un bărbat bine. Mulțumesc. Mă bucur foarte tare că ți-ai lăsat barbă, pentru că înainte arătai ca unul care avea ceva constant de prășit.
măcar este înalt. Este atât de înalt că dacă prin absurd ar ajunge faimos, nu i s-ar putea urca la cap. Și cu toate astea, tot de jos îi privește pe Teo și Costi. Oh, leo! Mamă, prietenii, bă, prietenii! În perioada asta faci foarte mulți bani pentru că lumea cumpără bilete să-i vadă pe Teo și Costel. La Clubul de Comedie 99, clubul de casă al lui Vio, la intrare, așa, este scrisă pe jos una dintre glumele lui. Ce mod subtil de a-ți spune, treceți peste. Vio este precum Nicolae Mitea. Dacă nu știți cine este Nicolae Mitea, este un fost fotbalist care a promis foarte mult, a fost o speranță a fotbalului românesc, doar că Vio este pe invers. Nu ai fost niciodată speranță, dar ai rămas în divizia. Nu vreau să zic că Vio este leneș, dar când se gândește la muncă, transpiră. Are o relație de foarte mult timp, nu că se simte bine în ea, dar e prea lene să o schimbe. Are doi copii. Iată, săracul Costel, câte familii trebuie să întrețină. Asta a fost bună. Asta, da. E nice. Acești doi copii seamănă foarte mult lui Vio, în sensul că nu fac nimic. Bine, seamănă puțin și cu mama lor, în sensul că stau pe banii lui taică-so. Am auzit că în dormitor Vio este ca pe scenă, nu stă o secundă mai mult decât trebuie. Vio nu face sex, îi se face sex. Evident, s-a mai vorbit despre asta, Vio merge la box. S-a bucurat ca prostul când a auzit că la sală sunt coarde. Vio este singurul om care face box și care a făcut egal cu sacul. În timpul liber, adică oricând, Vio urmărește cu interes la televizor basket, UFC și Formula 1. Adică ar face orice, numai să nu stea cu familia. Plus că are nevoie constant să fie distras de la faptul că este un distrus. E un distrus și îmi pare rău că am zis. Este pasionat de Adidas, are foarte multe perechi de Adidas acasă, se crede un fel de Iisus din Jordania. Iisus din Jordania, Jordania. Ai mers la psiholog? Ai mers la psiholog? Ai mers, nu? Dar nu te-ai mai dus de când ți-a zis că trebuie să mergi la muncă. O, psihologii vin la el. De asta s-a apucat de antreprenoriat sau găinării, cum scrie într-un dosar al poliției dintr-un comun. În fine, are și un vin împreună. Are un vin, e patron. Are un vin împreună cu alt terminat Frânculescu. Este un vin care surprinde prin lipsa ambalajului de plastic. Zic sincer, este un vin bun, adică eu oricum beau orice. Pot să vă zic că este un vin de viță mobilă, în sensul că poți să-l folosești să țină ușa deschisă. Ușa de la suflet. Pe lângă întăritorul de sucuri, mai are și o emisiune online cu același terminat, Frâncu. Emisiunea se numește Prin Canale, ambele fiind apreciate doar de drojdieri. Da. Este un băiat talentat, dar ca orice om talentat are uneori probleme de comportament, pentru că a locuit în același apartament cu micuțul. Și cu Costel. Da, cea mai frumoasă perioadă din viața noastră. Dar la final, Vio, vreau să te felicit pentru tot. Mulțumesc. Ești un om... Îmi vine să plâng că zic asta, dar știi că sunt sensibil. Așa. Ești un om care duce lucrurile până la capăt. Și vreau să știe toată lumea că Vio niciodată nu se întoarce din drum, pentru că oricum nu a ajuns nicăieri în viață. Vio, ești un tip foarte talentat. Cred că ar trebui să te desprinzi de cei doi. Și ai în față un exemplu concret. Și eu am plecat de la ProTV și am ajuns la Antena 1 și nu mă mai împrumut de bani să plătesc chiria. Bravo, bă! Poți să vin să te sărut? Nu, vin eu! Ei. Nu, nu, vin eu! Dragostea mea! Să primim cu aplauze puternice în platoul Ai Umor pe Vlad Dobrescu! Wow! Michel!
E Vlad e rapper, e Vlad Dobrescu, VDV, Viorel Dragu, Vlad Dobrescu, VD. Ar fi o listă numai, cred că de mișto este Vlad, Vlad Dobrescu. Eu îl admir foarte mult și cred că e preferatul meu dintre cei trei. Odată vorbeam cu Teo, dacă nu mă înșel, și ne comparam rolurile lor în trio-ul lor cu rolurile noastre în CT Centru, din care fac parte. Și Teo a zis că eu sunt Vio în CTC. Ceea ce eu am luat-o ca un compliment, pentru că el considera că Vio e sufletul trio-ului ăla cu 99, Teo, Vie și Căstel. Bună seara! Bună seara! Aoleu! Faceți cum vă simțiți? Bine! Cumva am și, nu neapărat crescut, când zic crescut împreună, zic faptul că, că ei erau cu CTC-ul și noi cu stand-up-ul și cumva fiind oarecum underground, că suntem și cam de aceeași vârstă, cumva am crescut împreună și veneau destul de des și la stand-up, noi mergeam la concerte și a și fost o perioadă în care a fost la Club 99 DJ și este foarte amuzant și foarte tare și un om atât de mișto. Bun, ia să vedem. O să încep prin a-mi cere scuze că apar în fața voastră cu ochii roșii. Urma să vin aici, asta e faza, să vorbesc despre Vio și eu mi-am petrecut toată ziua de ieri gândindu-mă la viața lui și am plâns toată noaptea. E tragic, ce să mai... Soarta n-a fost deloc blândă cu el, încă de când i-a picat Buzăul ca loc de naștere. În asta e greu să-ți găsești un drum în viață, de-aia Vio încă nu s-a hotărât ce să aleagă de pe tava de la tăierea moțului. Ce s-a gândit el la început? Hai să vedem, sunt înalt, hai să încerc să joc basket. Și cu ocazia asta afla care dealul de a face lumea să râdă. A intrat pe faza asta cu stand-up comedy și noi ne-am cunoscut acolo la Club 99, unde eu eram DJ și el era amuzant. Cel mai comic moment din actul lui erau pauzele în care bea bere. Și ce nu știe lumea de el e că e invidios tot timpul pe berea aia, în primul rând pentru că berea stă jos pe scăunel și el trebuie să stea în picioare. Și pentru că și pentru public e mai interesant cum răsuflă berea aia decât cum răsuflă glumele lui pe scenă. În fine, pe scenă îl ajută totuși faptul că arată ca și cum exact ce și-ar imagina un moldovean că ar trebui să fie un om. El pare genul de om care îți povestește de flota lui de dube pe care n-o mai are, în timp ce te duci acasă cu taxiul la suprapreț. Dar, na, el nu face taximetrie, a ajuns cunoscut pe internet ca șoferul personal al lui Costel. Înainte să-l cunoască pe Costel, Vio era literalmente comedian pe drumuri. În fine, să revenim la înălțime, avantajul natural lui Vio. El e așa înalt că nu folosește întrerupătoare, intră în cameră și mușcă becul. Legenda spune, și cred că l-am văzut și eu odată, că ucide țânțarii de pe tavan dându-le capete în gură. Da, e mult mai înalt decât mine și asta e prima ocazie ca să-i mulțumesc, pentru că datorită lui, foarte multe femei care le plăceau bărbații înalți s-au răzgândit. Singura persoană care a dat swipe right pe Tinderul lui Vio este mama lui. Și a fost match. Tinder e o combinație între TikTok și Instagram. E un băiat foarte la locul lui și sper să rămână la locul lui până îmi termin eu discursul. Respectă legea, asta pentru că știe că la Pârnaia ar avea două opțiuni de poreclă. Violentul sau violatul. Ce mișto! Așa. De aia, preventiv, s-a și apucat să facă box și a ajuns să fie cunoscut ca un sac redutabil. Merge la antrenament ca să lucreze și brațul stâng, acasă se antrenează doar cu dreapta și din când în când mai dă și pe la Buzău. Așa, a studiat mari maestri, e mare fan Bruce Lee și de fiecare dată șoptește "Be water, my friend!" înainte să tragă apa. E pasionat de UFC, NBA, Formula 1, sporturi care nu sunt în România. Toată lumea bănuiește că e o scuză ca doar să se uite. Și de asta oamenii credeau că e leneș, dar au uimit pe toată lumea când a intrat în afaceri ca producător de vin. Și toată lumea a zis, wow, un comedian care face vin. Ce mai urmează? Un rapper care face supă? Caterinca e că, pentru cine nu știe, și eu sunt antreprenor, am un bistro de supe, am devenit pasionat de supe după ce am băut vinul lui Vio, căutând un leac pentru asta. Ca orice moldovean care se respectă, Vio face vin ca să aibă ce să dea la vecini.
nu vreau să zic că vinul lor e pastilat, dar l-a oprit Dicotul la intrare în festival. Și în cazul vinului, Vio a aplicat motto-ul lui Bruce Lee, be water, my friend. Glumesc. Vinul e chiar fabricat prin metode tradiționale, motiv pentru care Vio are chiar acum, în timp ce vorbim, picioarele roșii, puteți verifica. Nu se știe dacă vinul are gustul ăla de la picioarele lui Vio sau picioarele lui Vio miros de la vin. Și în final, trebuie să-i mulțumesc lui Vio, nu multă lume știe asta, dar capul lui Vio a fost sursa mea de inspirație pentru globul de cristal. Vă mulțumesc! Bine, Dobrescule! Vede! La munte și la mare! Vede la vede! Vede la vede, dragi! La mulți ani!